găsit, drăguților, la seria noastră de Halloween, în care creăm o vedetă, un YouTuber sau un TikToker aici pe Brookhaven, dar de Halloween. Astăzi o să o creăm pe Andreea Bostănică. Am văzut că o vreți și astăzi pentru voi vă propun o ținută roz. N-am prea găsit la ea poze de Halloween, însă ca și idee o să o îmbrăcăm foarte, foarte elegant. Pentru că ea se îmbracă foarte elegant și de Halloween cred că ar fi ca o prințesă. Prima dată ce o să facem, o să mergem aici la IT și o să punem codul pentru părul ei fabulos, care este așa foarte glamour, foarte aranjat ca o vedetă de Hollywood. Așadar, puneți codul pentru acest păr pe care o să-l vedeți în clipele următoare. Codul este 113176800077 și voilà, avem păr de vedetă de cinema, se numește Movie Star acest păr și este absolut superb. Și chiar așa își face părul. Oh my god, cât de cute arată. Așa-i? Neapărat trebuie să vă salvați acest păr. Mai departe, avem nevoie de fața ei. Și mi se pare că i s-ar potrivi o față care se găsește deja în Brookhaven, cu ochii verzi așa. Asta mi se pare că e super drăguță și o să-i pun fața aceasta. Iar dacă vreți, nu știu, îmbunătățiri la față, dați aici la accesorii și scrieți lash ca să-i punem gene false. Hai să vedem care îi se potrivesc la forma aceasta de ochi. Oh my god, arată destul de cute. Ce ziceți? Însă nu mi se pare că îi se potrivesc neapărat genele. Mai căutăm. Oh my god! Cu siguranță! Acestea rămân. Sunt superbe! Uitați-vă ce privire așa ca de pisicuță. Foarte, foarte frumos. Îmi place. Și de exemplu, dacă vreți să-i faceți buzele mari, dăm aici și scriem lip. Și o să ne dea buzițe drăguțe. Și având în vedere că tema noastră o să fie pe roz, îi putem căuta niște buze roz care să îi se potrivească sau chiar roșii. Ce faine us! Oh my god! Dar bine, ei stă bine și fără aceste buzițe. Hai să vedem. Asta e că mi se văd și buzele de dedesubt. Mai căutăm să vedem dacă se potrivește ceva, dacă nu fără buzițe. Poate acestea? Da, arată drăguț. Dacă vreți, le puteți lăsa, dacă nu, le dați jos. Dar mie mi se pare că arată foarte drăguț. Acum la haine o să-i creăm o rochie. Așadar, dați pe ID. Și va trebui să puneți și voi codul următor. Codul este 64787556. Și am pus un corset deosebit. E foarte frumos acest corset și este pe roz. Așadar, dacă îl doriți, aveți codul afișat pe ecran. Avem nevoie să-i facem și o rochie în partea de jos. Așadar, dăm aici, dăm la pantaloni și scriem pink dress. Adică rochie roz. Și vedem ce îi se potrivește ca partea de jos. Ne uităm pe aici. Să vedem ce găsim. Ar merge. Pare și aceeași nuanță. Mi se pare că chiar arată cute. Așa că o să păstrez. Voi puteți căuta pe aici și vedeți care vi se potrivește. Sau am mai văzut o variantă. Nici nu-mi dau seama dacă s-a schimbat sau e super asemănătoare. Posibil să fie foarte asemănătoare. Hai să vedem și așa. Nu prea merge ca și nuanță. Deci părerea mea că tot asta îi se potrivește. Pare o rochie completă. Acum cred eu că ea ar purta tot felul de accesorii și roz. Cred că o să-i pun cercei roz, dar o să-i pun o geantă prețioasă. Dați aici, dați la genți
și scrieți silver ca să vă dea o geantă de argint. Și clar, cred că i s-ar potrivi geanta aceasta. Oh my god, așa prețioasă. Puteți să o exagerați dacă vreți să puneți elemente. Uite, i-am pus așa ceva, stai să vedem, sau poate... Uite, așa niște bijuterii pe corp. Vedeți? Foarte drăguț arată. Nu știu, cred că ar purta și chestii cu puf. Am pus și chestia asta cu puf și pare că geanta de argint are puf. Eu cred că o să-i las skin-ul așa pentru că îmi place cum arată. Hai să-i punem și la gât ceva silver. Dăm aici și scriem la neck silver. Să vedem ce lanțuri de argint. Ceva finuț oricum. Cred că ăsta e drăguț rău. Oh my god. E drăguț. Cred că îi las. Mi se pare că e chiar drăguț. E așa valoros. Hai să-i căutăm și niște cercei aici la pălărie. Să vedem dacă găsim din Brookhaven sau să căutăm la search dacă nu. Cred că avem ceva cercei, dar îi avem așa pe auriu. No, haideți să căutăm aici la search. Silver earrings, adică cercei de argint. Și vedeți ce vă dau. Ăștia mi se par interesanți și mari. Și cred că i s-ar potrivi. Hai să vedem dacă găsim unii și mai mari, poate ăștia. Ăștia, cu siguranță. Uitați ce fain se văd. Foarte frumos. Cam acesta consider eu că ar fi skin-ul ei. Cam așa ar arăta ea. Poate să-i punem ceva pe cap fieros. Pink crown, poate o coroniță sau poate niște urechiușe, inimioare, ceva. Hai să vedem. Așa ar arăta ca regina balului. Foarte drăguț, să mai vedem și altele. Interesant. Poate coroana asta. Da, mi se pare superbă coroana. Cred că o să o las pe aceea. Așa consider eu că ar arăta ea de Halloween. Sper că vă place skin-ul pe care i l-am făcut. Mi se pare că este super interesant. Să dați o notă. Eu zic că e de 10, adică să vă arăt de mai aproape detaliile. Da, zic că e tare skin-ul. Sper să vă placă și vouă. Iar acum o să transformăm orașul în roz. O să-i luăm o casă și o mașină. Ca să transformăm orașul, trebuie să dăm aici pe o tematică și îl facem roz. Bun, acum se încarcă tematica. Și între timp ne uităm. Au apărut fundițe drăguțe. Așa arată de Halloween și e foarte cute orașul. E foarte roz, avem baloane, inimioare pe clădiri, acadele aici în față. Deci chiar mi se pare foarte faină tematica aceasta. Acum haideți să-i luăm o mașină. Că apoi să mergem să-i luăm și o casă. Ce mașină i s-ar potrivi? Tot așa una mai scumpă, zic eu, mai mare. Dar, de exemplu, aș vedea-o și într-o decapotabilă. Mi s-ar părea că i-ar sta drăguț, cu părul ăsta așa să-i treacă vântul prin păr, să-i sufle părul așa, cred că ar fi drăguț. Și de exemplu mi se pare că îi s-ar potrivi mașina aceasta. Dar să-i o fac pe roz. Un roz poate mai deschis. E? Da, foarte fain. Și acum o casă. Ce casă să-i luăm? Mă gândesc că i-aș lua o casă la lac, cred eu. Cred că i s-ar potrivi o casă pe lac.
dar trebuie să schimbăm direcția și să mergem spre lac. Uitați-vă cât de frumos arată orașul! Oh my god! Foarte, foarte frumos! Și școala arată demențială așa pe roz. Bun, o să mergem aici. Să îi luăm o casă pe lac. O să parcăm momentan aici. Una frumoasă, zic eu. Tot așa, ceva cu piscină. Stai că eu am deja o casă. Să vedem. O casă cu piscină. Cred că aceasta cu palmieri ar fi super drăguță. Bun, și să o facem roz. Neapărat. Un roz așa deschis. Chidem și ferestrele ca să se vadă mai roz. Uitați-vă cât de tare arată casa. Și ar trebui să mă duc eu să aduc mașina aici. Să-i o parchez. Bun. Foarte, foarte drăguț. Mergem așa. Și o parcăm aici. Fain. Bun, acum uitați-vă ce mișto îi se vede bostanul aici. Opa, am intrat sub casă. Oh my god, cum ies de aici. Aniu. Așa, ne-am întors. Acum ziceam că ar trebui să îi decorăm puțin prin casă. Stai să vă arăt un view cu casa. Să vedeți cum arată. Eu zic că îi se potrivește casa asta super tare. Ia uitați-vă ce frumoasă este casa. Avem și iahtul lângă. Da. Eu zic că merge așa cu viață de milionar. Nu? Arată foarte fain casa. O să intrăm înăuntru ca să o decorăm puțin. O să mergem aici, pentru că uitați-vă ce frumos arată. Aprindem și TV-ul, patul de prințesă. Aici avem dressing, avem unde să ne schimbăm, să ne facem frumoase. Și acum haide să decorăm casa. Să o facem și mai roz. Intrăm aici la props. În primul rând o să mai pun niște luminițe. Le pun și pe acestea roz, mai pun și albe. Ca să fie și mai multă lumină. Putem să-i punem aici undeva masa de machiaj. Mai punem încă una. Punem așa oglindă ca să-și vadă ținutele. Ce mai putem noi să punem să fie drăguț? Am putea de asemenea să punem și baloane aici pe lângă pat. Cu roz așa. Să fie drăguțe. Și aici unele. Foarte, foarte drăguț. Deja arată la ea în casă. Putem să-i punem și o căsuță de asta de prințesă. Să facă pijama party cu fetele. E? Foarte drăguț, zic eu. Și ce mi s-ar mai părea mie potrivit în casa ei? Să vă fac așa puțin room tour-ul. Foarte drăguță căsuța aceasta. Ar fi Leila, pentru că știu că are un cățeluș. Și o să mergem afară ca să îi luăm un cățeluș. Ok, și hai să vedem un cățeluș așa drăguț, pufos. Ce cățel să-i luăm noi? Bun, aici la animăluțe. Să vedem un cățeluș care ar semăna cu Leila. Să vedem dacă avem ceva de genul. Ca și cățeluș. Nu neapărat avem cățel ca ei. Poate acesta, dar acesta este gri. Nu știu dacă putem să-i schimbăm culoarea.
Da, din păcate nu pot să schimb culoarea, dar ar fi fost fain să-l facem așa roșcovan. Ar fi fost super tare. Ok, deci cam acesta ar fi skin-ul. Ar trebui, bineînțeles, să-i mai dăm și un telefon. Așa. Ca să facă live-uri pe TikTok, să posteze, să-și facă poze și așa mai departe. Și ne-ar mai trebui și un stativ ca să punem telefonul. Aici la props, cred că putem găsi și un stativ de telefon sau ceva. Hai să punem camera asta să ne filmeze așa. Uitați, așa, suntem pe telefon. Bună tuturor! Da, cam așa zic eu că ar fi. Și mai luăm și un microfon. Să avem și microfon pentru când vrem să cântăm. Așa. Deci, cam acesta ar fi avatarul Casa Viața. Cum vi se pare? Sper că v-a plăcut episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel, să vă anunțați și prietenii de acest episod de super frumoase. V-am pupat! Pa!